Bună dimineața, zâmbiți, vă rog! Urmează programul DaFest de astăzi, joi 3 decembrie. Debutăm la 11.30 cu spectacolul exploziv, regia Mihai Savu și Diana Iacomir, trupa de teatru ad hoc din Pitești. Este o trupă de liceeni. Anul acesta, festivalul lor, al liceenilor, nu s-a mai putut ține, iar noi ne hrănim viitorul public, le oferim un spațiu de joc, un spațiu unde pot fi văzuți cu problemele lor. Spectacolul prezintă viața unui elev recent transferat într-o școală model. Toate lucrurile scapă de sub control pentru că elevul vine și strică modelul. E un spectacol despre comunicare. La ora 15, ADN Bonobo, regia Ruxandra Bălașu, Teatrul Cochet București. Phil, creierul unei găști, inventează un scenariu perfect pe baza unei probe ADN luate de la un străin. O acțiune extrem de interesantă pe care vă recomand să o urmăriți. La ora 17, ora 17, poate ora cea mai potrivită pentru muzică și dans. Teatrul vocal se numește Teatrul Mikola Kuliš din Ucraina. Ascultați și vizionați. Merită. La ora 19 vă invităm la Singur printre mărlani. Avem onoarea să găzduim o piesă regizată de Andreea Gavriliu. Teatrul Național Cluj, Cluj-Napoca. Singur printre mărlani este o satiră. Se face panoramă, cum ne avertizează unul dintre mărlani. Panoramă de obiceiuri și apucături. La ora 21, un spectacol mare al unui mare regizor. Experimentul pe regia Alexander Hauswater, Teatrul Alexandru Davila, de aici, din Pitești. Spectacolul este inspirat din istoria recentă a României. O istorie crudă. Experimentul Pitești, care a avut loc între anii 1949-1951. Atunci s-a încercat o reformare a naturii umane. S-a încercat crearea unui om nou. Nu s-a reușit. Pentru că nu se poate reuși așa ceva, oameni buni. Nici măcar în zilele noastre. Știți ceva? Atâta timp cât putem zâmbi, cauza nu este încă pierdută. Shakespeare a spus ceva aproximativ. Vizionare plăcută!